Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru, bun venit! Nu avem ocazia în fiecare zi să cunoaștem un rege. Nu avem ocazia în fiecare zi să auzim despre un român spunându-se e genial, magnific, senzațional. Așa că ziua asta este specială pentru că apariția lui declanșează o vibrație magică. Îl vezi? Îl asculți, îl recunoști pe cel supranumit regele acordeonului, domnul Ion Drăgoi, pentru cunoscători Emi Drăgoi. Bun venit! Bine v-am găsit! Mă bucur tare mult că ai venit și pe la noi, Emi, da, mulțumesc vreau pentru început. Invitație, pentru este început. O onoare pentru mine. Te îmbrățișez așa de la distanță. Spune-mi, ai purtat vreodată o coroană pe cap? Spune-mi, Emi, ești regele acordeonului. Știu da, că este, porți acordeonul tot timpul în brațele spus. Tale. Cuvântul ăsta rege, acum nu prea mai dacă aibă caracterizat. Dacă nici pe francezi să nu-i credem. Da, dar este mai bine că, să spunem că suntem toți oameni înzestrați mai mult sau mai puțin de Dumnezeu și așa trebuie să rămânem. Rege e un singur, e Dumnezeu și atât. Și duci legenda mai departe. Asta e altceva. Asta e altceva. Am văzut prezentarea aceea, ai avut un spectacol absolut magnific la Teatrul Național, prezentarea făcută de maestru Ion Caramitru. Da. Dar vreau de la început să te întreb, pentru că ai venit cu acordeonul drag inimii tale, știu că ai o colecție, nu? Da. Destul de mare. Câte s-au adunat, Emi, până acum? Păi cred că ating numărul 80. 80 de exponente de acordeon. Le-ai cumpărat de pretutindeni în lumea asta? Sunt unele mai multe? Le-am cumpărat, așa? Iar unele le-am primit cadou de la oameni foarte importanți. Wow. Adică care mi-e drag mie să-mi aduc aminte stâlpii acordeonului, pot să spun. Maestri. Maestri. Nu? Maestri. Am văzut că este și inscripționat cu numele tău. Când s-a întâmplat asta? Când l-ai amprentat cu numele tău? Când m-am decis să nu-l mai vând niciodată. Așa. Nu mai poate să-l cumpere nimeni pentru că... De câtă vreme, care o istorie aparte obiectul ăsta? Adică... Acordeonul acesta? Uh-huh. Povestea începe așa. La vârsta de 14 ani, acest acordeon, când aveam eu 14 ani, da. 91-92, apare în România, undeva în Ploiești. A fost adus de cineva, cineva. Așa. A venit în România, dar vă spun că a fost predestinat să fie al meu. Sunt convinsă, dar țara de destinație, adică exact. Maestru care l-a făcut, da, da. Care l-a făcut, de unde l-a adus? Din Germania. Din Germania. Germania. La origine este un acordeon Weltmeister. Așa. Da? Și a apărut în Ploiești. Când am văzut acest instrument, am zis, Doamne, nu se poate, este ceva... Dar de ce ți s-a părut așa? Bine, că tu cu auzul tău... Un acordeon perfect cu 11 registre, negru, frumos. Bine, avea clapele albe. Așa. Dar suna extraordinar de frumos. Cine a cântat prima dată la el când l-ai văzut? Când te-ai dus la familia aceea, cine cânta la el? Ți l-au dat direct? Hai, încearcă-l? Da. Așa, ți l-au pus în brațe. M-a chemat ca să-l încerc acordeon. Așa, am înțeles. Și momentul acela am zis, Doamne, nu există, dacă n-am și eu un acordeon ca acesta, nu mă las. Și este prietenul meu, acest băiat care vă vorbesc eu și la rândul lui are doi băieți, acum sunt mari, frumoși și doreau să cânte și ei la acordeon. Și am învățat. Dar ideea a fost, mai mă duc să-i învăț. În fiecare zi, dacă e posibil, numai ca să pot să cânt și eu la acest acordeon. Wow. Și studiam cu acest acordeon. Câți ani te-ai dus zilnic la familia 5 asta? Ani, 4, 5, 5 ani, 4, 5 da. Ani. Te-ai dus zilnic să-i înveți băieții. Eram și prieteni, eram și profesori, eram și era dragă să -s. Da. Dar întâmplarea face ca după o perioadă de 25 de ani, să spun așa, acest acordeon a venit singur la mine. Cum s-a întâmplat? Nu l-am mai căutat eu. A dorit să vândă. Prietenul ăsta al tău, da, a zis gata. Și-a cumpărat alt acordeon. Așa. El era într-o stare un pic mai puțin bună. După atâta vreme. Mm-hmm. Și a zis, Emi, vin la tine prima dată, pentru că știu că ție ți-a plăcut acest acordeon. Vrei să-l cumperi? Și am spus, mai mă întrebi? Cât costă atât? Da, bănuiesc că n-ai exagerat cu suma, nu? Nu. Adică... Nu, absolut deloc. Și de atunci... Am cumpărat la prețul care era... valoarea lui în perioada respectivă. Dar pentru mine are o valoare foarte mare.
Pentru că copilăria mea e acolo, este acolo, e strânsă, povestea adunată acolo, da? Da. Și l-am precondiționat. A fost, pot să spun chestia asta, în ciuda modestiei, primul acordeon care, cum îl vedeți așa, tot negru. Clapele negre, bașii negri, tot negru. Dar nu m-am gândit că o să aibă așa mare efect, pentru că dacă vă uitați un pic pe Google, o să vedeți că majoritatea acordeoniștilor au urmat acest exemplu. E moda pe care ai lansat-o o modă, tu. Da. Dacă eram deștept și aveam așa o sclipire, ca, la fel ca muzică, să fi văzut lucrul ăsta, marca înregistrată. Marca înregistrată. Emi Drăgoi, da. Oricum numele dar oricum tău... mă bucur că dacă fac ceva și este bine pentru populație, da, pentru oameni, este un lucru bun. Pentru absolut. Că, de fapt, asta, de asta suntem noi pe pământ, așa cred eu. Că dacă lași ceva bun, da, să meargă omul. La asta mă gândeam, că numele familiei tale va traversa generații, nu? Va dăinui, pentru Dumnezeu că vii știe. Dintr-o familie de da, așa muzicanți, așa nu? Este. Tu de când erai mititel? De la 2 ani și un pic, când tata a vrut. Exact. Ia să-l testez eu pe ăsta micu, da, să vedem ce poate, nu? Da, mătușile, da, mama cu vocea ta excepțională, tata, bunicii. Mătușa este Gabi Luncă. Mătușa ta, Gabi Luncă. Deci, tatăl doamnei Gabi Luncă, o pupăm, îmbrățișăm. Multă sănătate îi urăm. Ne este dor de ea, sperăm că poate o să vină și pe la noi. Deci, tatăl doamnei Gabi Luncă și cu tatăl tatălui tău. Din partea... Sau da, a mamei. Mama, am înțeles. Bunica mea. Deci, practic, așa vă înrudiți... Da. Ce să mai zic? Dar nu contează chestia asta. Familie de lăutari autentici, da, adevărați. Da, asta care... pot să spun cu cea mai, cum să spun, cu o inimă deschisă și sinceră, că sunt foarte fericit că m-am născut în această familie. Și tata ți-a spus, ia să vedem dacă tu poți să reproduci păi, ca orice... trulii, nu? Ce, asta ți-a cântat tata? Ți-a fredonat un pic? Prima dată trulii, da. Trulii, nu? Da. Dar și prima încercare a fost la pian. La pian? Aveam un pian în casă, o pianină, da? Și el a vrut să-mi încerce auzul, să vadă dacă vede da, o inclinație muzicală. Și a pus el mâna pe un ton, a apăsat și eu am văzut, da? De la distanță de 3-4 metri de la ușă, de unde era și pe... peretele opus. Exact. Era, și am venit cu o mare viteză și am înnimerit. Pentru tatăl meu a fost ceva, wow, băiatul meu e gata. Fenomenal. Ăsta e fenomenal. Și a fost bucuria asta mare și își dorea foarte mult, pentru că nu știu cum se făcea, că la mine în casă era toate jucăriile mele, era acordeon. Mă jucam cu acordeonul lui, avem și un acordeon al meu. Ce jucării să avem? Ne cânti ceva? E? Da. Hai până să o vedem și pe mătușa, pentru că știu că ați fost împreună pe o scenă celebră. Da, s-a întâmplat... pot să spun că a fost... mi s-a îndeplinit un vis, adică visul unui artist să ajungă pe scenă așa de mare și alături de da, o personalitate așa de îndrăgită, în primul rând, mie, de suflet, o iubesc foarte mult, și să fiu alături de ea pe o scenă extraordinar de importantă. Da. Da. Face parte din CV-ul unui artist și e cam... ia o amploare. Dar deocamdată toți suntem aici. Hai să beneficiem, să ne minunăm, să ne bucurăm sufletele. Cu ce vrei să încep? Cu ce am început eu? Cu ce vrei tu? Ai putea să ne cânti exact tot ce vrei, din toate genurile muzicale, chiar din toate zonele planetei, ai putea. Putem să facem e vară, am putea să ne gândim acum că suntem undeva pe o terasă, Amy, că ne simțim bine, că sunt valurile mării, aproape, că e vântul, că dacă nu mai e pandemie. Dacă m-a asta cu mare, înseamnă că trebuie să merg pe Franța. Pe Franța, așa, pe Mediterană. Ne duci pe Coasta de Azur? Da. Hai, cântă-ne ceva. O să cânt la Via Rus, deoarece îi dedic soției mele, pentru că a fost prima melodie care am cântat-o cu acest instrument. Știu, da? Așa ai vrăjit-o.
Minunat! Da. Minunat! A trebuit? Este suficient să pui suflet și să transmiți. Da, 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 da. Și să se facă pielea de găină. A trebuit cumva să te străduiești să o cucerești pe Claudia, pe soția ta? Vă dați seama cât am studiat această piesă ca să o cânt, să transmit dragostea prin muzică. Și să te ia în serios. Și să mă ia în serios, bineînțeles. Ai intenții adevărate, frumoase. Da, nu? Corect. A fost destul de dificil. Dar mă gândesc la perioada când tu ai plecat de acasă, pentru că a trebuit cumva să explodezi, nu? Aveai 19 ani și a trebuit să-ți arăți tot talentul, nu? Tot geniul tău a trebuit să fie cunoscut, să fie absolut, să, precum artificiile, nu? Așa s-au bucurat francezii de tine când Sigur. Te-ai dus acolo. Da, nu? Este adevărat tot ce spui, dar să știm un lucru, că am plecat pur și simplu dintr-o întâmplare. Pentru că eu în România eram foarte căutat. Cântam aproape în fiecare zi, pot să spun, fără nicio... Și când mi s-a propus această colaborare, un prieten al meu, Costel Nițescu, m-a rugat, Emi, am nevoie de tine pentru 3 luni, o perioadă de 3 luni. Așa, pe un contract. Pentru mine, da, uh-huh. Pentru mine această veste nu a fost prea, să zic, wow, vreau să plec, da, mi-am da, dorit da. De mult. Da, da. Costel, lasă-mă să mă gândesc că am contracte foarte multe și nu știu ce să fac. Te rog, el este un caracter de băiat, un om și jumătate, și n-am putut să refuz. Bun, dacă e pentru 3 luni, hai să mergem pentru 3 luni. Dar nu știam ce oferă viitor. Da, da. Nu știam ce porți. O să mi se deschidă muzicale, să cunosc altfel de lume. Nu știam. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că prin această prismă am văzut adevărata valoare a acestui instrument. Când am ajuns în Franța, wow, știi să cânti și asta? Da, știi să cânti. Ce ți-au zis? Tu nu mai pleci de aici. Eu cunoșteam, avem repertoriu din România, da. Cântam un repertoriu franțuzesc care eu nu știam cine este compozitorul. Da, da, da. Și să face ca întâmplarea să cunosc chiar compozitorii. Extraordinar. Da. Te-ai întâlnit cu cei întâlnit a căror cu, muzică tu o cântai. Eu ascultam în România o muzică. Da. Așa era înainte, nu aveam... internet. Nu am... Când am avut primul pistol cu apă, am fost cel mai tare. Deci eram cel mai tare. Umpleam pistolul cu apă și dădeam și verișorului și verișorul ți-a zis, mai joacă-te și tu. Da, nu mai spui. Vremuri. Cu guma, da. Cu turbo. Și... Le-am trăit pe toate. Și tu, doamna, păi, la... În fin. Dar le spun cu așa iubire că cu asta trăiesc, că asta e, amintirile astea frumoase, da. Pe mine mă face să fiu fericit. Și văzându-te francezii, cunoscându-te îndeaproape, văzând ce poți tu să faci... Am cunoscut oameni importanți acolo, care numai, sunt sigur că Dumnezeu i-a adus în calea în ta. Cale. Știți de ce spun acest lucru? Pentru că o persoană care a fost ca un tată pentru mine, al doilea tată, așa? Spiritual, a zis, tu trebuie să fii cunoscut în secunda 2. Nu există altă cale. Tu să pleci de aici fără să te cunoască. Cine era omul ăsta? Un om, pur și simplu, un profesor de acordeon. Să face ca istoria lui a avut un băiat, l-a pierdut la o vârstă tânără. Am înțeles. Și când m-a văzut pe mine, a zis că a văzut pe băiatul lui. Da. Coincidență, nu știu. Era profesorul de la Academie? Nu. Un profesor de acordeon de la o școală de muzică din Paris. Și a zis, bă, tine dacă nu te cunoaște, Marcel Azola, Galiano, toți muzicanți, că era prieten cu toți. Și a zis, tu trebuie să fii cunoscut. Și a zis, da, bine, cu mare drag. Și, nu știu, la și ce ai spus lui tata? Ce ai spus tatălui tău? Nu? Păi stați un pic, că așa. M-am întors acasă după 3 luni de zile. Deci te-ai întors după contract, păi ai revenit? Păi da, pentru că asta era în capul meu, dar nu îmi dădeam seama că deja mă transformasem într-un Amy care vrea să vadă lumea altfel. Și să cucerească lumea. Să poți să cânt la o altă valoare, altă muzică. La alt nivel. La alt nivel, da. Cu muzicanți buni. Nu?
M-am întors înapoi și după aceea, a doua oară când s-a repropus aceeași, s-a făcut și a doua oară să se întâmple aceeași problemă, că cine trebuia să fie în locul respectiv, s-a îmbolnăvit. Și a doua. Asta a fost. Să vină Emi. Să vină Emi. Și a doua oară mi s-a propus să rămân în Franța. Era foarte greu. Mi s-a propus 100 de contracte într-un an de zile. Că wow. Numai așa puteai să rămâi. Să mă convingi pe mine, trebuia să-mi dai mult de lucru ca să fiu sigur. Da. Că, pentru că nu era interesul meu să rămân așa în Franța, să mă aflu că sunt în Franța sau în altă țară, sau să plec de acasă să mă aflu că sunt plecat. Nu, nu. Dacă era cu muzică și în România, dacă trebuia să cânt în fiecare zi, da, luam acordeonul și cântam fără probleme. Mă culcam câteva ore, iară cântam. Nu era o problemă pentru mine. Da. Dar să stau așa să mă aflu, să spun înțeleg. Că... Înțeleg. Mă duc și, de exemplu, în Ploiești, să locuiesc la București și să n-am muncă. Ce fac la București? Da. E, plătesc mai mult? Mă, cam așa. Și m-am reîntors și a doua oară s-a întâmplat... să accept, am acceptat un an și de la un an de zile... Cât a durat experiența? Aproape 20 de ani. Am zis că mai stau un an, mai stau un an și s-a făcut... Ai stat la Paris? Am stat la Paris și am crescut cu muzicanții din Paris, care la ora actuală sunt capete de afiș. Da. Prietenii tăi. Prietenii mei. Nu? Da, au devenit prietenii mei pentru că când spun prieteni cu Marcel Azola, timp de 10 ani, cel puțin... Îl vizitam, mă recomanda la cele mai mari festivaluri, chiar și l-am înlocuit. Vorba vine, el era Marcel Azola, eu, da. Dar mă spunea, merge acolo pentru da. Că da. El trebuie să fie acolo. Dar spunem, din colecția lui Azola ai și tu? Am. Ai? Am. Pe asta ți-a oferit, nu? Mi-a oferit de ziua mea. Așa. Știa că... 10 august. Da, 10 august. Așa. Da. Da, am mers la dânsul acasă și... Pur și simplu, el a știut că e ziua mea și când am intrat prima dată la el în casă, a fost un univers de acordeoane. Am zis, Doamne, unde am aterizat? După toate întâmplările. Unul, nu? Da. Prima, și mi-aduc aminte că când am intrat pe ușa principală, în față erau acordeoanele romantice. Cu desene, frumos. Wow, din perioada romantică. Ce sunt astea? Acordeoane, da? Vreau și eu. Vreau și eu. Și mi-a făcut cadou. Bine că el avea, de exemplu, un acordeon, avea mai multe, același acordeon, dar l-avea mai multe exemplare. Exemplare, uh-huh. Da. Și mi-a oferit primul acordeon. Din 1827, prima apariție, de exemplu, am un acordeon, modelul care a apărut primul acordeon din lumea acordeoanelor. O să vedem în imagini, să le arătăm și telespectatorilor, pentru că tu toată colecția ta ai pus-o la Teatrul Național, da, nu? Da. În foaierul Teatrului Național, da. Să se bucure da. toți cei care iubesc genul. Da, când s-a întâmplat? Anul trecut. Avem imagini. Care și vorbeam. Acolo este și primul acordeon realizat în lume, în 1829. Și al doilea, și al treilea, și al patrulea, și al cincilea. Incredibil. Până la... Dar cum s-a întâmplat ca maestru Azola să-ți ofere chiar primul acordeon din lume, să-l ai tu? Atât de mult te-a iubit, îți dai seama? Atât de mult te-a apreciat. Vă mărturisesc că în repertoriul meu de acordeonist, fără să-mi dau seama atunci la perioada aia, peste jumătate din repertoriul meu erau melodiile lui. Dar eu nu știam că el este compozitor. Și când am zis, păi mă știi și pe asta? Și... Da! Wow. Și mi-a dat partituri, mi-a dat casete cu... Te-a copleșit. Da. L-am iubit pe acest om și îl iubesc în continuare. Apoi m-am întâlnit cu Galiano. Care a fost și în România, Galiano. A fost și... invitat și la festivalul meu de acordeon. Și la festivalul tău. Și Marcel Azola a venit cu mare drag și oamenii aceștia. De exemplu, Marcel Azola, când a venit la festivalul meu, i-am dat telefon și am spus, trebuie să fii prezent, măcar să scrii și istoria la acestui Absolut. Festival. Și a acceptat, pentru că nu mai accepta să iasă din țară, că era la o vârstă și pentru mine a venit. Și mulțumesc bunului Dumnezeu că a făcut să mă bucur așa. Emi, minunat ce-mi spui, dar câteodată trebuie să ne mai și întrerupem din vorbă ca să și auzim, să ascultăm, să vedem. Așa că filmarea cu maestra Gabi Luncă o dăm acum,
Ne întoarcem și ducem istoria mai departe. Rămâneți! Veșnicie. Nu este bătută în cuie. Azi ești tânăr și bogate, mâine poți să fii sărac. Și viața are o scară, te ridică, te coboară. Bine să ai stăpân pe păstorul cel bun, păstor bun și milos, Domnul Iisus Hristos. Am lăsat lumea și tot ce-am cântat. Vă spun că nu-mi pare rău că am ales pe Dumnezeu. Dumnezeu a sta. Că de toate m-ai iertat, de boală m-a vindecat. Bine să ai stăpân pe păstorul cel bun, păstor bun și milos, Domnul Iisus Hristos. Mâine dacă plec din lume, las în urma mea un nume. Ce frumoase multe, ca lumea să nu mă uite. Vă mai las ca amintire de mamă cu biciul în mine. Tot gabilu-mi cam rămase. Bine să ai stăpân pe păstorul cel bun, păstor bun și milos, Domnul Iisus Hristos. Bine să ai stăpân pe păstorul cel bun, păstor bun și milos, Domnul Iisus Hristos. Minunat, minunat ce am văzut, Emi. Eu mă bucur foarte mult.
Vreau să le spunem telespectatorilor că mi-ai spus în pauza asta când ne-am uitat la imagini că l-ai cunoscut și pe maestru Ion Onoriu. Tu erai micuț când el nu te vedea și spunea despre tine că ești... O să fiu un acordeonist foarte mare, așa spunea el. Și a avut dreptate. A avut dreptate, da. Ce spun fetele? Ce spun fetele despre pasiunea asta? Pentru că citeam la un moment dat... Că tu ai remarcat faptul că ele își doresc atât de mult să fie niște violoniste atât de bune, ca tu nu cumva să iei pe altcineva pe scenă, să le iei pe ele. E adevărat, sigur, nu? Sigur, sigur. Asta e o motivație foarte frumoasă. Da. Pentru că... Da. Nu cred că mai învăț viața fără ele lângă mine. Adică poate să fie orice propunere, orice concert de pe fața pământului. Dacă nu-mi văd eu fetele lângă mine, știți de ce? Poate sub conștientul meu, așa am crescut și eu alături de tatăl meu. Deci tatăl meu mă lua la orice eveniment. Eu eram acolo prezent. Și așa am învățat și să cânt și românește, să știu și tradițiile noastre, originea noastră, de exemplu, să știi cum să cânti într-o regiune, în altă regiune, altfel, altă cultură. De la 9 ani, Emi, ai început să cânti la nunți, la petreceri, la evenimentele. Mergeam cu tatăl meu și așa am învățat și eu acordeonul. Pentru că poți să mergi la orice școală după fața pământului, să ai o teorie, dar dacă nu o pui în practică, să vezi ce se întâmplă, să ai tu experiență cu instrumentul, da? Adică îți predai la școală, gama este do, re, mi, fa, sol, la, si. Îmi spui și degetația, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 și acum cânt. Da. Da. Dar ce noroc ai avut tu, Emi, cu tata? Ce noroc ai avut tu, tata? Și cum au ele noroc cu tine, nu? Da. Fetele mele, da. Că fiecare sunt prințesele mele și așa, este... Bianca și Alessia. Bianca și Alessia. Cine e fatea cea mai mare? Cine e cea mai mare? Bianca, Bianca este. Câți ani are Bianca? Acum avem 16 ani. O, mulți înainte. Da, și cea mică, 12 ani. Wow, deja sunt niște... muzicieni adevărate. Da. Au cântat alături de tine, nu? Pe scena Teatrului Național. De altfel, cea mică nu a debutat? A debutat la 7 ani pe scena Teatrului Național din București, în spectacolul Magic Național, în regia maestrului Ion Caramitru. Wow. Vă dați seama ce frumos sună acest, debut. Bineînțeles, fac o paranteză, maestru Ion Caramitru. Este maestru Ion Caramitru. Și spune orice... L-am auzit cântând, iar tu... Eu am descoperit poezia. Da. Eu nu m-a interesat pe mine, citesc poezii, vă spun sincer. Dar când l-am auzit pe acest maestru recitând poezie, m-am revăzut pe mine cum cânt eu la acordeon. Adică în lumea mea intru și improvizez. Adică iau o temă și o construiesc la maniera mea. Iau sunete și le reproduc în maniera mea. Așa este și maestru Caramitru. Deci am ascultat într-o perioadă, Magic Național s-a născut pe, în 2015. La început a fost inițial să avem două spectacole și fiind sala plină de fiecare dată, am parcurs un timp de aproape 5 ani de zile. Și în 5 ani, cred că am jucat peste 100 de spectacole, da? Dar vreau să spun că de 100 de ori poezia recitată de maestru Caramitru am auzit-o în altfel. Cum de altfel și ție ți se întâmplă, nu? De fiecare dată să fii altfel. Adică să... N-am conceput. Dar ce zici, Emi? Ne uităm acum la câteva imagini cu tine și cu fetele? Sigur. Da, ne uităm că vrem să le vedem și pe ele se vede, pe ele pasiunea și dorința. Da, da, da. Nu sunt niște copii extraordinari și mulțumesc lui Dumnezeu că le-a dat sănătate în primul rând și îl iubesc pe Dumnezeu la fel ca cum îl iubesc eu. Adică fără Dumnezeu viața noastră nu există. A fost la un moment dat un, să zic așa, o cumpănă, o răscruce în viața ta. Când, Doamne, Doamne, tot bătând la ușa ta, Emi, tot cioc-cioc, cioc-cioc și tu nimic. Și eu nimic, da, nimic, într-adevăr. Nimic, te făceai că n-auzi, că nu vezi. Dar n-am decât să-i mulțumesc Bunului Dumnezeu, pentru că, să zicem, eram rătăcit, pentru că dacă noi oamenii venim de la Dumnezeu, venim pe pământ, nu suntem în lumea noastră, noi suntem de la Dumnezeu.
Și până ne găsim calea, până găsim, până... Da, durează un timp ca să te maturizezi. Câți ani aveai când ai simțit? Când l-ai când simțit? Am zis, când vreau să-l urmez pe... Exact, câți ani aveai? 35 de ani, 35. Exact de ziua mea. Exact de ziua ta, tot deci ziua acum mea. Cât să fie? Vreo 10 ani? 9 ani? Da. 10 ani? Da. Da. Extraordinar, Emi. Da, dar acest lucru a împlinit tot ce vroiam eu. Adică o liniște sufletească, o încredere, o nădejde. Nu mai mă interesează de ziua de mâine, pentru că... Le-ai pus pe toate, pus grijile, pe toate, da, pentru că m-a învățat cuvântul lui Dumnezeu. Măi, Emi, mă, tu trebuie să te ocupi de astăzi. Dacă acum ești la emisiune alături de Florentina, bucură-te de această oportunitate, da? Și de asta vă spun că astăzi mă simt fericit că sunt aici. Da. Știu că fetele mele sunt bine acasă, soția mea la fel. Am ajuns sănătos, voi pleca de aici cu o bucurie enormă pentru că am împărtășit o parte din viața mea și pot să spun că m-a învățat Dumnezeu ca astăzi să mă bucur. Astăzi să mă bucur. Exact. Ca mâine nu știu. Așa că hai să ne bucurăm de momentul acela cu fiicele tale. Și mai era cineva acolo, un domn chitarist. Hai că o să vezi imediat despre ce e vorba, o să-ți aduci aminte. Rămâneți, ne întoarcem. Superb! Ce privilegiu, ce ocazie extraordinară! Ce tată cu două fete, două minuni și muziciene amândouă. Da, și suntem acompaniați de unii dintre cei mai buni muzicanți din România, de jazz. Doamne! Da? Alex Mann, Andy Flautisto, Lucian Maxim. Acest, să-i spun, quintet este un... În Franța, când am ajuns, am avut onoarea să cunosc familia Django Reinhardt. Și eu cu nepotul lui, mai precis, prieteni, în cântare. Și așa am descoperit jazzul ăsta manuș. 20 de ani am crescut. Și am venit în România și am zis, trebuie să vin cu jazzul manuș în România, că eu trebuie să rămân conectat. Și așa am creat acest grup, care se numește Jazz Hot Club România. Deci cam printre primele grupuri jazz manuș în România. În 2008, 2007, 2008.
Și așa am venit și cu festivalul de acordeon, care se numește Nopți Albe de Acordeon. Tot la fel să rămân în contact cu acordeoniștii mei prieteni. Vezi, dacă nu mușcai din viață, dacă nu acceptai provocarea acelui prim contract de 3 luni, dacă nu simțeai că oportunitățile poate te așteaptă... Altfel, nu știu, Dumnezeu nu, știu. Vreau să te întreb, sigur era altfel, poate rămâneai aici și știi cum e, te plăteau în cantitatea ta în aur. Dar ca am, să le cânti. Am un singur răspuns care și poate cântai manele. Exact. Păi, și asta poate zic. Nu, nu urmam calea lui Dumnezeu niciodată. Deci așa a fost întâmplare, ca eu fiind departe 20 de ani, când vin în România, iară un pic rătăcit și apoi îmi dau seama că familia e cea mai importantă. Da. Deci poți să-mi dai toți banii după fața pământului. Când s-au născut fetele mele, wow! Deci s-a schimbat poli. Da, te-ai întors pentru că cumva voiai să te regăsești cu familia, voiai să trăiești deci cu ei la oaltă. Și un sentiment ăsta, că de exemplu... Eu cu tatăl meu am fost întotdeauna, până să plec, nu exista zi să nu fim împreună. Foarte legați. Da. Adică, eu cu tatăl meu, toată copilăria mea, el era cu mine, eu cu el. Dacă vroiam ceva, îmi cumpăra, studiam. El avea 40 de elevi în curte, eu trebuia să învăț, el credea că eu trebuie să învăț. Aveam... 4 ani, 5 ani. Da, da, da. Dar după o scurtă perioadă de timp, eu învățam tot repertoriul celorlalți. Păi. Și el a găsit metoda asta. Tu ești ambițios? Și când avea cursuri cu ceilalți elevi, eram și eu prezent. Eu aveam 4-5 ani, ei 40 de ani, 50 de ani. Da. Și așa am învățat. Dar prostii ai făcut și tu, l-ai supărat pe tata. Ei, și mama a plâns din cauza ta. Da, lasă ca face, orice copil. Nu face, prostiile nu alea face. De mai târziu. Deci dacă cineva spune că n-a făcut și ești cel mai sfânt după fața pământului, înseamnă Emi, că... o să vii odată să vorbim și despre rătăcire. O să vii odată să vorbim și pentru a întări cumva în puterea asta a credinței pe oameni, pe părinți, mare, pentru copiii lor, care cad drag. Poate la un moment dat în ispite. Sigur, cu mare drag. Vorbim despre pentru asta că la dacă moment, vorbim și spunem și mărturisim lucrurile pe față, da. Adică fără nicio asta o perdea. Și cu asumare. Da, pur și e simplu. E destinul. Pot să zic că viața fără Dumnezeu pentru mine la ora actuală nu există. Deja am, dacă am unele zile care... sunt un pic mai obosit, că suntem oameni, nu suntem roboți. Poți să ai o noapte un pic mai... Nu poți să dormi sau ceva de genul ăsta. E, ziua respectivă, parcă ești un pic până te dai jos din pat, până îți faci o rugăciune și parcă nu ți-o faci cum trebuie și ești pierdut. Și când tragi calculul seara, așa spune Dumnezeu, cereți dimineața ajutor așa. Și seara faci calculul, vezi ce ai greșit. Da. Ca a doua zi să nu mai faci. Pentru că ăsta e secretul. Ce? Adică zici că urmezi pe Dumnezeu și cum? Numai cu gura? Păi credința în Dumnezeu trebuie să fie împlinită de faptă. Exact. Cum vrei tu să mă vezi tu pe mine că eu zic că sunt credincios și eu mă duc și beau. Sau mă duc și nu știu ce fac. Și eu spun că sunt credincios. Da. Deci n-are nicio legătură. Adică cam așa văd eu lucrurile. Emi, mai avem 4 minute până la final. Bun, vă cânt un vals. Un vals? Da. Wow. Și poate reușesc să mă încadrez în 4 minute, că mi-ar place foarte mult să fie până la final. Atunci, să le spunem rămas bun telespectatorilor, eu te îmbrățișez, îți mulțumesc din suflet că ai fost aici. Data viitoare o să te provocăm mai mult la muzică românească, da? Și vreți de asta de-a noastră. Sau rămâne pentru data viitoare. Pentru data viitoare o să o facem specială românească, o ediție românească. Eu le spun telespectatorilor că ne revedem aici, ca de obicei, sâmbătă și duminica de la ora 14. Te îmbrățișez, multă sănătate. Salutări tuturor celor dragi, te ascultăm! Vă mulțumesc din suflet și spun ca bunul Dumnezeu să aibă grijă de toți. De amin! Toți. Amin!
Thank you.